aștept să văd, să știu cum e real să vezi, nu știu. Tu vrei ca mâna chirurgului să fie capabilă să te scoate din orice complicație. Explică-mi, dacă poți, într-un minut, ce faci în operația asta. Și tocmai la un astfel de chirurg am venit aici, la Satul Mare, la Clinica Vitreum, la doctorul Lehar, care face inclusiv transplantul de cornee, care este operația, să zic, regină în oftalmologie. Și, practic, la un astfel de chirurg, ai siguranța că aproape orice s-ar întâmpla, el o să te scoate din această problemă. Explică-mi, dacă poți, într-un minut, ce faci în operația asta. Când vorbim de tratamentul laser de reducere a dioptriilor, noi acționăm pe cornee. Cornea, partea asta de aici, este primul strat transparent al ochiului. Uh-huh. Este o intervenție minim invazivă, deoarece totul se întâmplă la suprafața corneei. Nu intrăm în interiorul ochiului. Ca să înțelegi mai bine, fac aici un desen schematic. Uh-huh. Asta fiind cornea. Sigur, ochiul este așa întreg. Da. Aici avem cristalinul. Iar imaginea, aici este retina. Imaginea, în mod normal, trebuie să se formeze fix pe retină. Uh-huh. Ei, în cazul miopiei, imaginea se formează înainte. Deci imaginea, razele de soare intră pe aici, da? Exact. Lumina. Și ea ar trebui să se formeze aici. Aici. Doar că ea, din greșeală, se formează se aici. Se formează mai în fața retinei și atunci... Și tu pui, practic, poți să pui ochelari și ochelarii... Ochelarul distorzi. Compensează. Compensează, ok. Pe dar eu vreau să dau jos ochelarul și vreau ca imaginea de aici, din cornee, să mi se ducă acolo. Ce faci tu, de fapt, în dacă dăm jos asta? Ochelarul, trebuie totuși să existe o metodă compensatorie. Și atunci, prin acest tratament laser, noi îndepărtăm o felie, ca și dintr-o felie de franzele, dintr-o felie de pâine, o felie sub formă de o lenticulă din interiorul, din grosimea cornei, o îndepărtăm printr-o incizie minusculă, aici intrăm cu o pensă, laserul decupează această felie din grosimea cornei, noi o îndepărtăm și în câteva secunde deja ochiul este apt să își formeze imaginea direct pe retină, adică să vadă clar fără ochelar. Câte secunde durează operația? Între 10 și 15 secunde. Sunt Camelia, am 29 de ani și am luat decizia să renunț la ochelari și să vreau să fac o intervenție ASMR pentru că aș vrea să am o viață liberă, să nu depind de ochelari. Cu ce te încurcau ochelarii? Nu știu, în faptul că nu am să nu pot să văd tot în jurul meu, în lateral, în stânga, dreapta. Poți să te gândești că ai un mic, nu știu, o mică dizabilitate dacă cumva ești fără sau dacă spargi ochelarii. Acum câți ani ți-aduce aminte că nu aveai nevoie de ochelari? Nu știu, acum 10 de ani. Poate. 10 de ani? Da, cum o să iasă că-s bătrână. Acum vreo, nu știu, 15 ani. Abia aștept să văd, să știu cum e real să vezi, nu știu. Și cumva vreau să văd cu ochii mei din nou. Păi acum în transfer de power că intri în operație și noi ne auzim la telefon în 3 zile, când nu o să mai ai ochelari. Abia aștept. Și eu. Abia aștept. Sunt Adrian, am 21 de ani, sunt polițist. În meseria mea, de multe ori, intru de la cal la rece, de la rece la cald și tot așa. Când alerg iar în cat. De câți ani porți ochelari? De 2 ani și deja m-am săturat. Cum ai ales clinica? Am făcut, chiar la clinica aceasta am făcut și ochelarii, mi-am făcut ochelarii. Mi s-a dus la cunoștință că nu văd bine și atunci am realizat la un control, la tot aici în Oradea, pentru admiterea la școala de poliție. Și acum vrei să vezi bine. Acum vreau să văd bine. Păi bun, succes la operație și atunci ne vedem în 3 zile la un call în care o să vedem desigur cum e, fără ochelari. Durează 10-15 secunde procedura. Mai mult durează pregătirile, până spălăm, până pun câmpul. Efectiv, laserul când lucrează, 10-15 secunde. Tot ceea ce vei simți în timpul tratamentului sunt doar lucruri pe care oricum le simți zi de zi, adică atingeri sau că spălăm ochiul. Mergem înainte, da? Bine, super. Uite, îți mai punem și o picătură de anestezic, ești așa cu minte. Privirea în becul verde, ești relaxată, calmă, tot e ok.
Foarte bine, Camelia, super. Foarte bine, rămâi așa, te rog. Foarte bine, bravo, Camelia, bravo, nu te mișca. Imediat ești gata, super, Camelia, bravo, bravo. Un pic am să te poziționez. Așa, perfect. Bărbița un pic mai sus, super. Te uiți tot timpul în becul verde. Dacă becul verde ți se pare că se mișcă, tu să nu miști din ochi. Menții doar privirea, menții doar direcția becului verde, ești liniștită, calmă, relaxată. Foarte bine, Camelia. Așa, super, rămâi așa. Super, bravo, rămâi așa, Camelia, foarte bine, bravo. Bravo, rămâi așa, nu te mișca, tot e perfect, imediat ești gata. Super, super, bravo, bravo, foarte bine, bun. Nu, hai că ai scăpat. Ți-a plăcut, așa-i? Păi, parcă era fizic și parcă vrea să dorm. Da, nu, super. No, bravo, ai fost foarte curajoasă, tot e ok. Cât de precis trebuie să fie ca să se facă decupajul ăsta fiind la distanță, pentru că totuși ochiul are un mic, o mică mișcare pe care nu poți controla. De aici are, totuși se cuplează. Se cuplează o suge vid, și de acolo da, se creează un vid și acolo okay. Se blochează ochiul, nu mai mișcă deloc. Deci n-ai cum să mai mișci de acolo, nu. E acolo cuplat. Se sizează o diferență între da, înainte categoric. De operație și în sensul că vezi mai clar. Da. Vezi un pic mai clar deja decât da, mi se pare că văd mult mai clar. Adică dacă eu, să zic, n-aveam ochelarii și acum n-am ochelarii, da. Nu aș fi văzut numele dumneavoastră pe... Ce scrie acolo pe perete? Vitreul oftalmologie. Super. Sterilizare. Bun. Cât de tare incredibil. Ok, operație pe ochi care se face în 15 secunde da. Și te ridici și pleci pe propriile picioare da. Văzând deja mai bine. Da. Vreau da. Și eu. Mulțumesc tare mult. Sunt foarte încântată. Da. Hai să sunăm pe Georgeta. Georgeta, ciao! Cum te simți? Bună, bună, Mihail. Mă simt foarte bine și m-am recuperat destul de ușor, zic, după intervenție. Nu mă așteptam să fie așa de rapid, fiindcă tot ce auzeam în jur era doar 3 zile stai în casă pentru întuneric și lucruri de genul ăsta. Vreau să zic că arăți foarte bine fără ochelari. Nu că n-arătai bine înainte, dar arăți mult mai bine fără ochelari. Mulțumesc frumos și mie îmi place mult mai mult, așa. Da, cred. Și intră și Adrian imediat cu noi, care Adrian, imediat să vedem dacă îl auzim, imediat să vedem. Adrian, salutare, ne auzi? Da, da, da. Adrian, și tu arăți mai bine fără ochelari. Mulțumesc. Păi, oricum noi am portat 2 ani, cam așa, nu știu, 1 an jumătate. Singurul ochelarist din încăpere sunt eu, se pare. N-am putut să vorbesc cu voi. La un moment dat, robotul se apropie de cornee și o ventuzează. O simți pe ochi? Simți ceva pe ochi? Simți ceva deranjant? N-am simțit nimic. Nu. Nu simți nimic. Okay. Eu la un ochi am și crezut că adorm. Și cum vedeți acum? Spuneți-mi cum vedeți acum. Super bine. Ok, la fel ca și cu ochelari? Mai bine. Eu văd la fel de bine, adică cu ochelarii clar nu vedeam așa de bine. La câte, după câte zile după operație ați zis, ok, în momentul ăsta văd bine și mă simt perfect fără ochelari? Eu chiar următoarea zi, zic, în seara aia m-am odihnit, nu știu ce, chiar următoarea zi, am stat asta pe numerele de la mașină, să văd cât de departe văd. Exact, așa am făcut și eu, la numerele. Da. Aveți vreo recomandare de făcut oamenilor care poate vor să facă operația asta de le frică, poate sunt ezitanți? Nu știu, recomand asta din tot sufletul și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Mai ales că operația asta nu se mai poate face după 40-45 de ani, mi se pare. Nu știu, din punctul meu de vedere, și purtătoare de ochelari și purtătoare de lentile, categoric, a luat cea mai bună decizie și mă simt așa liberă. Adrian, bănuiesc că subscrii la ce a zis Georgeta. Exact. Ok. Bine, păi vreau să vă mulțumesc mult că ați acceptat să vă filmăm, să arătăm niște cazuri reale care practic asta au făcut, s-au decis să facă această operație, s-au operat și și-au dat ochelarii jos și na, vă felicit pentru alegerea pe care ați făcut-o și sincer vă invidiez că ați putut să faceți operația asta și eu încă nu pot, încă sunt aragaz cu 4 ochi, dar nu pentru mult timp.
Bine, ok, mulțumesc foarte mult pentru call și pentru timp. Ciao!